Ne bucurăm să salutăm pe Cristi Balaș, oficialul celor de la CFR. Bună ziua, domnule Balaș! Bună ziua! Ce faceți? Cum sunteți? Mai la rece, așa, după înfrângerea de ieri. Ați ajuns, în primul rând, cu bine, nu? În aeroport. În aeroport. Unde vom zbura spre Cluj. Acum urmează să zburați și mai departe, pe urmă, meciul cu Argeș și sperăm noi un retur la finele căruia să ne auzim mai vesel și, de ce nu, CFR-ul să întoarcă soarta acestei calificări, pentru că, până la urmă, 0-1 e un rezultat care îți permite să speri la orice. Exact. Așa cum spuneam, îmi doream să avem o prestație prin care să obținem un rezultat care să ne dea șanse sau să ne mențină lupta pentru calificare. Și s-a întâmplat acest lucru. Depinde cum privim situația. Există și anumite decepții, pentru că speram și mi-aș fi dorit și eu și cei care au privit meciul, sunt convins și în ultimul rând stafful, jucătorii, colegii mei, să avem mai multe acțiuni de poartă, unde să și finalizăm. Nu s-a întâmplat neapărat acest lucru și din cauza faptului, pentru că am întâlnit o echipă foarte, foarte puternică, un sistem defensiv foarte bine pus la punct, cu experiență, ei evoluând într-un campionat care este recunoscut ca și organizare foarte bună pe plan defensiv, forță și, în ultimul rând, valoarea jucătorilor echipei gazdă. Dar, și, bineînțeles, și o supărare pentru un gol primit, care putea să fie foarte ușor evitat, chiar dacă a fost ultimele clipe sau ultimele secunde ale primei reprize și a fost o oarecare, să zicem, oboseală, nu știu dacă și relaxare, nu știu cum ai putea să fii relaxat într-un asemenea joc. Dar există și o parte bună a lucrurilor, și anume, dacă povesteam cu cei de la Lazio, cei apropiați de echipă, spuneau că de mult nu s-a întâmplat ca Lazio, chiar evoluând în 10 oameni din minutul 15, să aibă atât de puține ocazii, și asta s-a întâmplat în primul și în primul rând datorită modului prin care Dan Petrescu a pregătit jocul, modului în care jucătorii noștri s-au dăruit. Au avut primele minute un șut parat de către Scufet cu piciorul drept, în rest ocazii ei nu prea au avut. Dacă au evoluat în 10 oameni, acest lucru s-a datorat faptului că am forțat și i-am obligat să greșească Krasnici, având acea incursiune și cu acel fault, postură de ultim apărător, o situație evidentă de gol dacă el nu ar fi fost împiedicat. Ați anticipat întrebarea, v-aș fi întrebat, aș fi făcut apel la calitatea dumneavoastră de fost arbitru să vă întreb. Facem poză. Lucrurile sunt foarte simple și clare. Se face poză în momentul contactului. Uh-huh. Dacă în momentul contactului celălalt jucător era o spate lateral și în următorii 5 metri, având în vedere că era în viteză jucătorul nostru, ar fi ajuns mingea între o suprafețe de pedeapsă, unde ar fi scăpat singur cu portarul. Uh-huh. Nu știm dacă ar fi înscris. Dacă n-ar fi înscris, vorbeam de cea mai mare ocazie de gol din acest meci. Nu ar fi existat altă mai mare. Excepțând situația golului, care a apărut așa, datorită unei execuții scripitoare a unui jucător care nu mai are nevoie de prezentare, Giro Immobile. Corect. Da, nu ziceam că a fost ușor acordat cartonașul roșu, doar am vrut să vă întreb să aud o explicație pertinentă din partea unui... Dacă dai fault, măsura disciplinară este una singură. Roșu. Cartonaș roșu pentru Doxou. Am înțeles. Oprirea unei situații evidente de gol, repet, se face poză. Jucătorul care era în lateral spre linia de margine era și puțin mai în spate, iar Krasnici
el mergea spre dreapta. Mi-era greu să cred că în 5 metri, Radici fiind în viteză, jucătorul din partea stângă, lateral, ușor în spate, mai putea să intervină între poartă și atacant și minge. Era exclus acest lucru. Da. Și lucrurile sunt foarte clare. Lucru confirmat de altfel și de către VAR. Am înțeles. Nu există discuție în acest sens. Faptul că s-a creat o presiune constantă, existând și o stare probabil de nervozitate în cadrul echipei gazdă, și presiune vorbesc și venită dinspre banca tehnică asupra brigăzii de arbitri, a apărut aceste presiuni și această nervozitate din cauza faptului că s-au devenit neputincioși în fața sistemului defensiv. Ei au avut posesie, au avut oarecare acțiuni de poartă, dar finalizarea a suferit. Și asta s-a datorat modului în care Dan Petrescu a pregătit jocul. Repet, dacă nu am fi luat acel gol, lucrurile ar fi stat diferit. Da, ne dorim foarte mult să stea diferit în retur și... Avem șanse în continuare, vom avea publicul alături de noi, mai există foarte puține bilete care au disponibile pentru meciul retur și de fiecare dată, atunci când publicul, spectatorii au încurajat echipa și au împins echipa de la spate, au apărut și rezultate în meciuri importante, indiferent că vorbim de Slavia Praga, câștigarea campionatului sezonul precedent, când am jucat împotriva celor de la Craiova, când ne-am calificat în Conference League, când ne-am calificat în primăvara europeană, n-am putut să facem acest lucru decât printr-un spirit și o atitudine excelentă și cu publicul, spectatorii care au fost numeroși și au demonstrat tuturor că CFR Cluj are suporteri și este o echipă susținută atunci când este nevoie. Sunt convins că așa se va întâmpla și miercuri. Până atunci noi avem un meci important, avem o stare de oboseală. Din păcate, pentru noi, din fericire, pentru echipele din Liga 1, beneficiază de momentele în care noi, având mult mai multe jocuri și meciuri grele cu deplasări, cum a fost cel de ieri, echipele românești uneori beneficiază de un minus pe care noi îl avem din cauza numărul de partide și meciurile importante disputate. Da, în acest sens, oricum v-am auzit și analiza pertinentă asupra meciului de ieri, dar voiam să vă întreb, e o situație destul de atipică pentru ce înseamnă CFR, a trebuit să mă documentez serios, să mă uit mult în urmă pentru a găsi secvența de 3 meciuri cu înfrângeri și fără gol marcat pentru CFR. Suntem în toamna lui 2020, s-a întâmplat acest lucru. 0-1 cu UTA, 0-2 cu Roma, de data aceasta tot cu o echipă din capitala Italiei, și un 1-0 pentru Politehnica Iași într-un meci cu CFR. A fost ultima serie de 3 meciuri fără victorie, numai cu înfrângeri și fără gol marcat. Se va opri această serie pentru CFR? Noi sperăm, chiar dacă duminică avem un meci important cu Argeș, o echipă care are și ea la rândul ei nevoie de puncte, ne acumulând oarecare stare de oboseală, sperăm jucătorii prin sacrificiu să întrerupă această serie de înfrângeri în meciuri în care au avut adversari dificili. Suntem preocupați, dar nu aș spune neapărat îngrijorați. Îngrijorările noastre și preocupările noastre principale sunt, printre altele, încercarea de a crea un club sustenabil, pentru că am încercat prin ultimele decizii să diminuăm nivelul salarial, care era mai mult decât exagerat. Da, era normal și au fost anumite decizii luate de către persoane care n-au ținut cont de faptul că patronul la finalul anului trebuie să aducă bani de acasă. Ori, mai mult decât atât, am încercat să aducem jucători tineri și în sistemul ofensiv
Probabil și acesta fiind unul din motivele pentru care încă nu înscriem așa cum am dorit, este pentru că au apărut jucători tineri care nu au o experiență, dar sunt un real talent urmăriți de cluburi importante și vorbim de jucători de 21, 19 sau 23 de ani, jucători care, în care ne punem speranța și care sunt convins că în viitorul apropiat vor demonstra că merită să fie la CFR Cluj și eventual să ajungă la cluburi din campionate foarte, foarte puternice. Apropo de strategie, nu e loc de prioritizări, nu? Adică nu putem spune că o competiție este mai importantă ca cealaltă, în sensul că meciul cu Lazio se intercalează între două partide de campionat, aceasta cu Argeș, urmează și Petrolul. La cum îl cunoaștem pe Dan Petrescu, cum vă cunoaștem și pe dumneavoastră, mergeți pe toate fronturile încercând să scoateți maxim din ce urmează. Am demonstrat că respectăm orice competiție. Diferența între Conference League și campionatul din Liga din România, indiferent că vorbim de Superliga sau Cupa României, este că la meciurile internaționale nu reprezentăm doar clubul sau orașul Cluj, reprezentăm România. Și cei care n-au văzut neapărat meciuri sau care citesc ziarele, ei văd că Clujul a pierdut doar cu 1-0 și indiferent că ar fi fost 0-0 sau 1-0, povesteam asta și cu patronul echipei care mă încuraja la finalul meciului, până la urmă suntem obligați să dăm gol. Dacă ar fi fost 0-0, aveam aceeași obligație. Trebuie să înscriem și aici sper echipa, jucătorii să se monteze, să demonstreze că au meritat să ajungă la acest nivel. În primul rând să se bucure, pentru că este o răsplată pentru tot ceea ce au realizat și pentru toată munca depusă, să se bucure de acest meci, de această dublă, de această posibilitate de afirmare. Și era o întrebare interesantă a unui report al lui Dan Petrescu, că de ce nu putem să aducem jucători din aceștia cu care valorează 100 sau mai mult milioane de euro să-i aducem la Cluj. Îi aducem săptămâna viitoare. Joi vor veni doar să evolueze la echipa adversă. Dar vor veni la Cluj. Dacă pleacă și eliminați, cu atât mai mult ne vom bucura, pentru că joi suntem ceferiși cu toții, este clar. O ultimă întrebare pentru duminică, sigur că vă doriți să bate echipa dumneavoastră pe FC Argeș, dar dacă e să vă întreb ce rezultate ați alege la FCSB, Universitatea Craiova, meciul etapei, ce spuneți? Dacă am câștigat ultimele 5 sezoane, eu ne fiind aici decât la ultimul, dar pot să vorbesc despre acesta, s-a întâmplat în primul rând pentru că am fost preocupați doar de noi. Nu ne-a interesat de adversari. Am încercat să comentăm cât mai puțin, uneori, chiar și atunci când au existat întrebări insistente, am încercat să fim subtili, nu știu dacă ne-a ieșit totdeauna, dar să evităm în a răspunde, pentru că rostogolim anumite lucruri care poate să aducă sau să ne aducă de servicii și atunci când nu ești concentrat la ceea ce trebuie să faci tu, pierzi amănunte, pierzi detalii care, fiind o luptă crâncene, poate să facă diferența la final. Întrebarea era legată și cu faptul că, spre deosebire de ultimii ani în care CFR a câștigat de fiecare dată campionatul, dar s-a bătut pe rând cu câte o echipă în tentativa asta de a câștiga titlul, acum sunt mult mai multe echipe cu care se bate CFR-ul. 4 sau chiar 5, dar eu spuneam că sunt 5 echipe, dar șef și prin această decizie de la Comisia de Disciplină a intrat și ea în luptă și atunci sunt mult mai multe echipe. De fiecare dată am spus acest lucru, plus că în play-off, la intrarea în play-off se înjumătățesc punctele și sezonul precedent a demonstrat că diferența mare ulterior înjumătățită nu este suficientă pentru a fi stabilit câștigătorul competiției cu mult înainte de final. Acum n-o să fim ceea ce e frumos pentru fotbal. Asta voiam să zic, noi nu o să fim ipocriți, ne bucurăm tare mult că e lupta aceasta în 4-5 echipe pentru câștigarea titlului. Când eram în studio și comentam despre decizii sau despre ceea ce se întâmplă în Liga 1, am avut aceeași opinie,
neschimbată și după ce am ajuns la CFR Cluj, pentru că aș fi fost ipocrit să mă exprim sub o altă formă, am spus și spun și acum, chiar dacă uneori pentru noi este dureros, înjumătățirea punctelor aduce un spectacol, aduce, cum să spun, acest fenomen să fie mult mai urmărit și avem nevoie de telespectatori, avem nevoie de spectatori, avem nevoie de presă, de subiecte. Deranjant este când inventăm și când oameni care prezintă sau dezinformează datorită sau din cauza unei poze, având interpretări personale, nu se gândesc că aduc de servicii. Și este trist când dezinformăm de dragul de a fi citită o știre și interesul personal este mai important decât interesul fotbalului românesc. Vedeți, să ajungem și îmi doresc să ajungem, indiferent că vorbim de jurnaliști tineri sau cei cu experiență, cu realitate, întâmplă mai puțin să greșească, vreau să ajungem să înțelegem că trebuie să sprijinim fotbalul, să încurajăm pe cei care vor și își doresc să reconstruiască fotbalul românesc. Îmi doresc să întreagă acești jurnaliști că atunci când vom ajunge să avem echipe în grupele Champions League, vor avea mult mai multe subiecte despre care să scrie și presa va fi mult mai urmărită atunci. Perfect de acord cu dumneavoastră în tentativa asta de a fi mai responsabil cu toții și jurnaliști, dar să știți că se aplică și pentru unii dintre conducătorii din fotbalul românesc. Până la urmă, toți suntem în aceeași barcă, pentru a mă exprima astfel, și interesul succesului fotbalului românesc ne-ar fi benefic tuturor. Da, eu am încercat să fiu cât mai clar, cât mai credibil. Am înțeles. Să argumentez atunci când am ceea ce, când vreau să susțin ceva, chiar dacă este în dezavantajul nostru. Am înțeles. Mulțumesc mult de tot. Drum bun spre casă și mai ales multă, multă baftă joi. Atunci mulțumim frumos tuturor. Foarte important. Toate bune. Mulțumim. Toate bune.